Citim în Patericul cel vechi o pildă de la Ava Agaton, care ne spune că s-a dus oarecare ispititor la Ava Agaton, auzind că acesta este om sfânt și că are dreaptă socotință. Și vrând să-l încerce, dacă se mânie, dacă se supără, i-au zis lui: tu ești Agaton, am auzit că ești desfrânat și ești mândru. Iar el a zis: așa este. Și au zis lui iarăși: tu ești Agaton, cel bârfitor și clevetitor? Iar el a zis: da, așa este, eu sunt. Și l-au întrebat iarăși și i-au zis: tu ești Agaton, ereticul? Și atunci bătrânul, sărind ca ars, a spus: nu, eu nu sunt eretic. Și l-au rugat pe el să-i spună și i-au spus lui: spune-ne nouă, dar pentru ce primele învinuiri pe care noi ți le-am adus, le-ai răbdat, le-ai primit, iar acest cuvânt eretic nu l-ai primit? Și le-a răspuns lor Ava Agaton și a zis că cele din tâi le iau asupra mea, pentru că este de folos sufletului meu, dar acest cuvânt de eretic nu-l pot lua asupra mea, pentru că însemnează despărțirea mea de Dumnezeu și eu nu voiesc aceasta. Iar ei, auzind aceasta, s-au minunat de dreapta lui socotință și s-au întors folosiți. Iubiți credincioși și credincioase, Hristos a înălțat! Pilda aceasta pe care v-am înfățișat-o este în strânsă legătură cu duminica de astăzi, atât cu Sfânta Evanghelie care s-a citit de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cât și cu pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, așa cum găsim însemnată ziua de astăzi, duminica aceasta, în calendarul ortodox. Deci pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic se face în fiecare an, în prima duminică de după înălțarea Domnului. Această duminică este dedicată, este consacrată unui eveniment deosebit de important care s-a întâmplat în anul 325, când a fost convocat de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare, a fost convocat Sinodul I Ecumenic în anul 325, deci veacul al patrulea din istoria creștinismului, este fundamental pentru definirea ortodoxiei, a dreptei credințe a noastre, ca fiind credința cea adevărată, și această dreaptă credință a fost sintetizată în simbolul de credință care a fost adoptat prima parte la Sinodul din Nicea din anul 325, iar partea următoare la Sinodul din Constantinopol, următorul Sinod ecumenic. Și de aceea simbolul de credință mai este numit și simbolul Niceo-Constantinopolitan, sau cum îl cunoaștem noi mai simplu până astăzi, crezul, crezul ortodox. După ce creștinii au primit libertatea de a practica credința în granițele Imperiului Roman, în anul 313, din partea împăratului Constantin cel Mare, s-au confruntat apoi, din păcate, cu probleme ridicate de învățăturile greșite despre dumnezeirea persoanelor Sfintei Treimi. Și prima învățătură greșită a fost despre dumnezeirea persoanei Fiului lui Dumnezeu, al Domnului nostru Iisus Hristos. Iar cel care a dezvoltat această învățătură greșită și a propovăduit-o era numit Arie și era preot. Și el spunea, învăța poporul că Hristos, Domnul, Fiul lui Dumnezeu, ar fi o făptură creată de Dumnezeu și că a existat un timp în care el nu a existat, Fiul lui Dumnezeu nu a existat și abia apoi l-a născut Dumnezeu, și deci nega dumnezeirea Mântuitorului Hristos. Erezia aceasta a lui Arie a provocat
mare tulburare între creștinii din Imperiul Roman, ceea ce l-a determinat atunci pe împăratul Constantin cel Mare să convoace primul sinod ecumenic de la Niceea, așa cum am spus, din anul 325. Lucrările acestea ale sinodului au durat mai multe luni, din luna mai până în august, și la prima ședință, la deschiderea lucrărilor sinodului și la ultima ședință, la închidere, a participat însuși împăratul Constantin cel Mare, care se considera împreună slujitor cu episcopii. Spunea despre sine că el este episcopul pus de Dumnezeu pentru treburile din afară ale bisericii. Actele sinodului de la Niceea din anul 325 nu s-au păstrat, din păcate, însă sfinții părinți care au participat la acest sinod au lăsat ei înșiși scrieri, așa cum a fost Sfântul Atanasie cel Mare, care a participat la lucrările sinodului și de la care avem păstrate mărturii despre ceea ce s-a discutat la sinodul întâi ecumenic, despre învățătura lui Arie, despre cei care o susțineau și despre cei care au contrazis această învățătură și au afirmat dreapta credință ortodoxă. La finalul întregii dezbateri teologice de la Niceea, majoritatea episcopilor prezenți au mărturisit dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, au mărturisit că Domnul nostru Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu Tatăl, este Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl, așa cum mărturisim noi în crez, că este născut, iar nu făcut, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Primul sinod ecumenic l-a condamnat pe Arie și învățătura lui greșită, și a formulat dogme sau învățături ortodoxe care sunt sintetizate în primele 7 articole ale crezului nostru. De atunci s-a păstrat prima parte a crezului, a simbolului de credință ortodox. Tot la sinodul întâi ecumenic s-a stabilit de către sfinții părinți de atunci cum și data și cum se sărbătorește Sfintele Paști. Tot la sinodul întâi ecumenic s-au alcătuit mai multe canoane, mai multe reguli legate de organizarea și de disciplina vieții bisericești. Conform tradiției, la acest sfânt sinod pe care noi îl sărbătorim astăzi, au participat 318 părinți, care sunt reprezentați adeseori în iconografia noastră bisericească ortodoxă, avându-l în mijloc pe Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Însă între acești sfinți părinți, 318, au fost și mulți alți sfinți foarte cunoscuți de către noi până astăzi, așa cum a fost Sfântul Ierarh Nicolae și așa cum a fost Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei. Acești sfinți părinți, marea majoritate dintre ei, abia eliberați din temnițele prigonitorilor, purtând încă pe trupurile lor semnele prigoanelor, au participat la Sfântul Sinod și au formulat dreapta credință pe care noi suntem datori să o păstrăm. Iubiți credincioși și credincioase, duminica aceasta deci este despre mărturisirea dreptei credințe care ne aduce nouă cunoașterea lui Dumnezeu și ne aduce dobândirea vieții veșnice, așa cum am auzit citindu-se în Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, când s-a spus că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. În marea rugăciune a Domnului nostru Iisus Hristos, pe care am auzit-o rostită în Evanghelia de astăzi, Hristos Domnul se roagă pentru dreapta credință, pentru unitatea bisericii și se adresează lui Dumnezeu Tatăl în această rugăciune și spune Hristos Domnul că mă rog și pentru cei care vor crede în mine, pentru ca toți să fie una, precum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine,
așa și aceștia întru noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Așadar, ca toți să fie una, cum spune Hristos, este datoria noastră să ne rugăm și să lucrăm pentru aceasta. Este datoria fiecărui om botezat aceasta, pentru că Hristos Domnul ne-a lăsat această chemare de a fi în unitate unii cu ceilalți. Dezbinarea și ura nu sunt de la Dumnezeu. Cuvintele Evangheliei de astăzi subliniază faptul că este necesar așadar ca noi creștinii să fim uniți, întrucât cei care trăiesc în dezbinare și în ură față de aproapele nu se pot apropia de Dumnezeu. Rugăciunea aceasta pe care am ascultat-o din Evanghelie, rugăciunea arhierească a Mântuitorului Hristos, ne arată că El a venit în lume pentru a arăta oamenilor adevărul, adică să se descopere pe sine ca Fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat și să ne dăruiască nouă mântuirea, să ne dăruiască viața veșnică și arătându-ne în același timp calea care duce la mântuire, calea care duce la viața veșnică. Hristos Domnul i-a iubit pe toți cei pe care i-a întâlnit de-a lungul vieții sale pământești, pe bolnavi, pe cei care erau desfigurați de boală sau schimonosiți de păcate, i-a iubit chiar și pe cei care l-au prigonit și cei care l-au răstignit pe cruce și pentru aceștia s-a rugat pentru iertarea lor. Numai Dumnezeu putea să facă aceasta și de aceea numai El putea să ne dea nouă porunca cea mare când a spus să vă iubiți unii pe alții precum eu v-am iubit pe voi. Și astăzi, din păcate, iubiți credincioși, întâlnim în mijlocul nostru mulți arieni, urmași ai lui Arie de atunci, eretici, care neagă dumnezeirea Domnului Hristos, călcând în picioare jertfa Lui, răstignirea Lui pe cruce, învierea Lui și conducând lumea la întunericul deznădejdii. Împotriva binelui celui mai mare se luptă de fapt răul cel mai mare, care este Satana, încercând să facă din Hristos Domnul un simplu om, așa cum încerca să facă Arie, să nege dumnezeirea lui. Răul luptă împotriva credinței și din afara bisericii, așa cum au fost de-a lungul istoriei persecutori, împărații persecutori, Nero, cum a fost Deciu, Diocletian și mulți alți împărați persecutori, așa cum sunt și astăzi mulți persecutori ai lui Hristos și mai sunt și persecutorii din interiorul bisericii, din mijlocul bisericii, așa cum a fost Arie, fiindcă Arie, așa cum am spus, a fost preot și care a fost numit de biserică până astăzi ca al doilea Iuda, pentru că și Iuda era dintre apostoli, din mijlocul apostolilor, din mijlocul ucenicilor lui Hristos. Greșeala cea mai mare pe care o poate face omul este să se considere pe sine centrul lumii, să se considere pe sine măsura tuturor lucrurilor, să se considere pe sine deținător absolut al adevărului. Din cauza egoismului, omul modern s-a îngustat și încearcă să-L îngusteze și pe Dumnezeu, pe Hristos Domnul, reducându-L doar la firea omenească pe care o poate înțelege mai ușor omul păcătos. La măsura aceasta limitată, neputincioasă a omului. Efectul arianismului de atunci până astăzi este relativizarea credinței și ceea ce conduce la relativizarea vieții morale în societate. Cine nu crede în Hristos și cine nu mărturisește
simbolul de credință, crezul pe care l-au formulat Sfinții Părinți ai Bisericii, cei care au ieșit din prigoana Bisericii, din secolele de prigoană ale Bisericii și au fost în stare să formuleze apoi, inspirați fiind de Duhul Sfânt, adevărurile credinței și să le sintetizeze în simbolul de credință. Cine nu crede în acestea, nu este ucenic al lui Hristos Domnul și, din păcate, nu va putea moșteni viața cea veșnică pe care ne-a promis-o și pe care a câștigat-o Hristos Domnul cu scump sângele Său pe cruce. Așadar, astăzi Biserica sărbătorește biruința credinței universale, sobornicești, asupra minții limitate și înfumurate a omului, predispus spre erezie, spre schismă. Biserica Ortodoxă va învinge și arianismul zilelor noastre, pentru că, așa cum spune Scriptura, Biserica nici porțile iadului nu o vor birui. Așa cum a biruit Biserica și învățătura lui Arie de atunci, din secolul al IV-lea. Noi, românii, am primit credința aceasta creștină în Hristos Domnul de la Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat dintre ucenicii Mântuitorului. Și suntem datori astfel în fața lui Dumnezeu să păstrăm credința cea dreaptă, credința cea adevărată, care ne-a fost nouă vestită de cel întâi chemat la apostolat de către Hristos Domnul, de Sfântul Apostol Andrei. Suntem chemați nu doar să păstrăm dreapta credință, ci să o și transmitem mai departe, să o binevestim, să o transmitem din generație în generație, în țara noastră sau oriunde ne aflăm noi românii, acolo unde viețuim, să mărturisim iubirea lui Dumnezeu pentru noi și chemarea aceasta de a fi ucenici uniți ai lui Hristos, pentru că numai cine rămâne unit cu Hristos și uniți cu Sfânta Biserică, doar aceia pot aduce roadă bogată a credinței în viața lor și în societate, în biserică, toate spre slava lui Dumnezeu și spre a noastră mântuire. Amin.